Combaterea discriminării de vârstă la angajare este una din prioritățile specialiștilor în resurse umane și ale reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș. Fenomenul apare când ne lăsăm conduși de prejudecata că, după o anumită vârstă, nu mai putem găsi un loc de muncă. În momentul în care persoanele de peste 50 de ani sunt disponibilizate, de cele mai multe ori acestea rămân reticente la orice înseamnă schimbare de profesie, reprofilare și reorientare profesională. Tendința persoanelor trecute de 50 de ani, vă spun că este o mentalitate puțin românească. Încercăm să îl conștientizăm că poate să facă altceva, să înveți o altă meserie, deci să te pregătești continuu. Pregătirea e pentru tot parcursul vieții. Lasă-mă, domnule, 15.000 din astea, am eu necazul că m-am dat afară, ce să mai pregătesc? Ce mă angajează la vârsta mea? Vă spun, așa satisfacție avem că avem aproape zilnic persoane trecute de 52-55 de ani care reușim să le plasăm pe piața muncii. Rolul agenției pe piața muncii nu este doar de mediator între angajator și angajat. Se dorește schimbarea percepției românilor privind reorientarea profesională. Reprezentanții instituției arată, prin datele statistice, că șansele de angajare din cauza vârstei nu mai reprezintă o problemă. Asta dacă se ține cont de sfaturile specialiștilor. Care zice, nu aș da seama ce vrem noi de fapt, că la început aceste persoane se simt puțin agresate de noi, că trebuie să faci un curs să înveți o altă meserie, trebuie să te duci, că îți dăm o repartiție, să vorbești cu angajatorul, trebuie să îți spunem cum să te îmbraci, că să-ți iei o cămașă, să-ți mai vii cu plovărul ăla scămoșat. Din 100 și ceva de oameni care vin zilnic la noi, sunt 10 care spun îți mulțumesc. O satisfacție că am ajutat din 120, 130, 150, 10 oameni să spună, datorită vouă, mi-am dat seama că eu pot să redevin activ, datorită vouă, eu pot să mă mai motivez să-mi cresc copiii, să mă reactivez pe piața muncii. Exemplu este dat județul nostru. 10% din mureșenii care trec pragul AJOFM Mureș obțin un loc de muncă după cursurile de recalificare puse la dispoziție de agenție. Pot să găsească diferite facilități pentru a se angaja și de asemenea găsesc profesioniști care pot să invite în diverse locuri unde pot fi consiliați să-și schimbe meseria, să obțină diverse calificări, să beneficieze de cursuri gratuite. Există foarte multe fonduri europene care sunt atrase în țara noastră pentru a-i convinge pe români că pot să fie altfel, că dacă industria nu mai funcționează, pot să devină agricultori performanți, că dacă nu mai avem industrie, putem să fim piscicultori, apicultori, putem să facem orice altceva dacă ne dorim lucrul acesta și atunci omul doar trebuie să vrea. Pe lângă bursa locurilor de muncă organizată anual de ANOFM, un alt proiect care vine în sprijinul persoanelor în căutarea locului de muncă, indiferent de vârstă sau dacă vin din mediul rural ori urban, are loc joi 21 mai în Reghin. Astfel, de la ora 10, în incinta Parcului Tineretului, va avea loc târgul de locuri de muncă.